Bună ziua, numele meu este Paraschiv Gabriel, sunt desemnat ca reprezentant din partea instituției prefectului pentru constituirea Consiliului Local a UAT Sânduleni. Doamnelor și domnilor consilieri validați, stimați invitați, prin ordinul prefectului județul Bacău, numărul 368 din 26.10.2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sânduleni pentru data de astăzi, 28 octombrie 2020, ora 14. Întrucât din numărul total de 13 consilieri stabilit prin ordinul prefectului județul Bacău, 225 din 14.07.2020, pentru Consiliul Local Sânduleni au fost validate mandate în număr tot de 13 consilieri, sunt întrunite condițiile legale pentru convocarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 13 consilieri ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Onești, sunt prezenți în număr de 13 consilieri. În continuare, îl rog pe domnul secretar general să ne precizeze care este persoana cea mai în vârstă dintre consilieri, precum și doi dintre cei mai tineri. Bună ziua, numele meu este Irimia Adrian și ca și președinte de vârstă este domnul Cocean Cămilu, care este născut în data de 1-1-1958 și va fi secundat de încă doi consilieri, cei mai tineri, respectiv de domnul Lungu Marian, născut în data de 28-1984 și domnul Puiu Samuel Daniel, născut în data de 23-1-1995. Invităm pe domnul președinte de vârstă să ia loc pe cei doi la prezidiu acolo. Și ceilalți doi consilieri tineri. Ordinea de zi este următoarea. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Onești prin încheierea civilă numărul 1971 din data de 22.10.2020. În dosarul numărul 4589-270-220. Punctul 2. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Sânduleni în persoana domnului Clopotaru Petrea, validat prin încheierea civilă numărul 1904 din data de 16.10.2020 de către judecătoria Onești în dosarul numărul 4588-270-2020. Secretar General Irimia Adrian. Îl rog pe domnul secretar general Irimia pentru citirea de încheierea numărul 1971. Bună ziua! Conform încheierei numărul 1971, dată de către judecătoria Onești în dosarul 4589/220/2020, s-au validat următorii consilieri. Domnul Radu Nelu, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Domnul Sarc Anton, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Domnul Puiu Samuel Daniel, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Domnul Popovici Georgel Marian, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Doamna Nunu Daniela, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Domnul Horvat, doamna Horvat Mihaela, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Domnul Cocean Gămilu, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Domnul Hegeș Vasile, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Domnul Matei Ion, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Domnul Trepăduș Iulian, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Domnul Lungu Marian, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Domnul Butacu Silvestru, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Și domnul Dălvaru Isidor, candidat pe listele Partidului Național Liberal.
acum îi invităm pe consilieri locali, ale căror mandate au fost validate, să depună în ordine alfabetică jurământul în limba română. Îl invităm pe domnul Butacu Silvestru. Domnul Lungu, dacă vreți ca să luați să țineți microfonul pentru, pentru toți ceilalți consilieri. Pentru toți. Și domnul Butacu Silvestru. Se pregătește. Deci, jur să respect jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sândureni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Următorul este sub semacul. Sub semnatul Cocean Gămiru, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Sândulești, județul Bacău, în conformitate cu articolul 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificării și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sândulești. Așa să mă ajute Dumnezeu. Următorul, Dălvaru Isidor. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorului comunei Sândulești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Următorul, Hegeș Vasile. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sânduleni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Următoarea, Horvat Mihaela. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sânduleni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Următorul, Lungu Maria. Ju
jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sânduleni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Următorul, Matei Ioan. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sânduleni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Următoarea, Nunu Daniela. Jur să respect credința și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce sunt puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sânduleni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Următorul, Puiu Daniel Samuel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sânduleni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Următorul, Puiu Georgel Daniel. Da, cred. Da, eu mi-l duc. Gata. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sânduleni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Camilu, nu te uiți. Mai e până. Următorul, Radu Melu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea spre binele locuitorilor comunei Sânduleni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Următorul, Trepăduș Iulian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sânduleni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Thank you.
următorul și ultimul, Tarcan Fon. Jur să respect Constituția și legile țării și să-mi fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorul comunei Sărundenea. Așa să-mi ajute Bunul Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, potrivit articolului 118 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, stic mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabiliți pentru Consiliul Local Sândulen. Deoarece au depus jurământul toți cei 13 consilieri locali, prin urmă, declarăm Consiliul Local Sondulen că este constituit. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Sondulen. În continuare, îi dau cuvântul domnului președinte. Trecem la punctul 2. Depunerea jurământului de către primarul comunei Sândulen în persoana domnului Clopotaru Petrea, validat prin încheierea civilă numărul 104 din data de 16.10.2020 de către judecătoria Onești în dosarul numărul 4588 din 270-2020. Să vă dau citire acum la încheierea numărul 1904. Pronunțată de către judecătoria Onești în dosarul 4588/270/2020. În baza articolului 149 aliniat 1 din Ordonanța de Urgență 57/2019, se validează mandatul pentru funcția de primar al comunei Sândâneni obținut de către domnul Clopotaru Petra, candidatul formațiunii Partidului Politic Partidul Social Democrat, filiala Bacău. Îl invităm pe domnul primar pentru depunerea jurământului. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sândulen. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul primar, vă doresc multă sănătate, succes și să continuați realizările care i-ați făcut până acum. Trebuie ca să iasă de până în cel mai scurt timp de la validare și de la alegerea dânșilor, declarațiile de avere și declarațiile de interese. Cei care au mai fost știu despre ce este vorba. Cei care sunt noi, niciun fel de problemă, toate se învață, nimeni nu este învățat. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului primar.
Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru încrederea acordată. Salut prezența domnului deputat Claudiu Timișanu, deputat PSD de Bacău. Salut prezența domnului reprezentant al prefecturii, domnul Paraschiv, care este locuitor al statului comun de Sândoi. Mulțumesc, domnul Paraschiv, că prin tragerea de sos a venit aici, dar știu cum a făcut plăcere. Salut prezența preoților Băran Octavian, Gașpar Marian, Puru Daniel. Stimați invitați care ați venit astăzi de la această ceremonie. Salut prezența doamnei director a unității școlare Cibotal Ramona. Acum 4 ani de zile m-am pregătit foarte bine să vorbesc un speech așa mai mult și mai frumos, dar întotdeauna încerc să am și un spirit, un simț al umorului. Nu se poate să fii așa de așa, să ai un simț al umorului. Și stăteam și mă gândeam așa la campanie, ce campanie a fost. Dom'le, a fost o campanie foarte urâtă. Și pe mass media, și pe Facebook, și pe tot o campanie de negare, de afirmație, de transmitere de minciuni. Adică transmiterea anumite texte fără să ai transformarea acelui text într-un text argumentativ. Că, până la urmă, acea afirmație pe care o faci pe Facebook trebuie să aibă, să fie demonstrată. Ei nu au reușit niciodată, contra candidații mei, să demonstreze afirmațiile alea. Mi s-au părut foarte penibil toate aceste lucruri. Ce vreau eu să spun? Aseară stăteam în pat și chiar mă gândeam ce înseamnă manipularea în masă. Nu cunoșteam noțiunea de manipulare în masă și studiind am aflat că manipularea în masă înseamnă schimbarea, influența de schimbarea modului de gândire a un om prin manipulare și minciună. Bazată pe cele 14 principii. Unul dintre principiile alea de bază de manipulare prin minciună era să-i spui unui om de schimbare, vorbind de politică, dar fără să vii cu anumite argumente, cu anumite demonstrații pe afirmații respective. Al doilea principiu de manipulare în masă era să-i spui omului că nimic din ce a realizat el nu este corect, nu este bine, adică n-a făcut nimic. A fost o campanie grea și mulțumesc Dumnezeu că am trecut toți peste această campanie și vreau să-i spun unui candidat la Consiliul Local, mă uit la dumneavoastră, sunteți oameni gospodari și vreau să spun acelui candidat și n-am să-i spun numele niciodată, nu m-au votat pramatiere, m-au votat oamenii gospodari în această comună și aici, în prezență, în fața dumneavoastră, sunt oameni gospodari, nu bețivi, nu pramatiere, sunt oameni gospodari cu mâne sândoare. Și aș vrea să-i spun acelui candidat care se duce în fața dumneavoastră de acum, acea manipulare în masă, cel care coordonează aceste minciune manipulare în masă și vreau să spun corect, se numește Măscăriciu Păpușaru. Așa se numește în dicționarul de manipulare în masă. Ce vreau să mai spun? Și o să încerc eu să fac în următorii 4 ani de zile. După cum v-am spus și am transmis și pe Facebook, avem un proiect pe 6 km, întocmim acum un proiect pe gaze, Dumnezeu să ne ajute să continuăm asfaltul la Verșești. Și cel mai important este, pentru a nu se mai minți peste 4 ani de zile, eu, primarul comunei Sândureni, sunt aproape de consilierii PNR să aprob toate proiectele pe care le inițiați dumneavoastră. Vă rog frumos, inițiați proiectul pentru parcul industrial. Sunt de acord cu acest parcul industrial. Inițiați toate proiectele pentru că eu vă promit că toți consilierii mei locali PSD vor aproba aceste proiecte. Proiecte pe care, din punctul meu de vedere, și vă spun aici frapant, poate o să fim de față și peste 4 ani de zi, nu sunt realizabile. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea acordată. Mulțumesc foarte mult domnului polițist Marian Șimon, o colaborare extraordinară, excelentă cu domnul Marian. Mulțumesc domnului Bogdan pentru prezență. Mulțumesc tuturor. Eu vă promit că o să fiu tot același cetățean, modest, cu bun simț. Și ceea ce vreau să scot în evidență acum spre sfârșit este că în satul Verșești și în satul Coman nu a ținut manipularea masă. Adică în Verșești am luat 87%, minciunile nu au avut loc, nu au ținut loc, nu au venit cu afirmații demonstrate, în satul Coman nu au putut fi manipulați oamenii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că aceste persoane din Coman și Verșești nu au fost manipulate astfel încât... Da, ce să spun, am emoții. Eu vă mulțumesc, vreau să-i dau cuvântul unui prieten adevărat, domnul deputat Claudiu Irișanu. Bine ați venit în rândul nostru, domnul Claudiu. Domnul primar, vă rog, felicitări. Mulțumesc frumos. Domnule primar, domnule reprezentant al prefecturii județului Bacău, preacucernici părinți, dragi invitați, mă bucur
să mă aflu în acest moment în comuna Sânduleni. Eu sunt un apropiat al administrației și al domnului primar din comuna Sânduleni. Am trecut prin multe împreună, din punct de vedere administrativ. Am reușit împreună cu domnul primar, cu domnii consilieri locali și cu colegii mei de la Bacău să depășim anumite praguri din punct de vedere administrative și să deblocăm lucruri pe care astăzi le vedeți implementate în comuna Sânduleni. Și pe acest lucru, prin acest lucru aș vrea să felicit și fostul Consiliu Local al Comunei Sânduleni. Dragi invitați, aș vrea să vă felicit și pentru dumneavoastră că pentru încă a treia oară, domn primar, oamenii din Comuna Sânduleni au ales faptele și nu vorbele aruncate în vânt fără niciun fundament. Aș vrea să vă felicit pentru nou mandat, domnule primar, stimați consilieri locali, să vă urez spor la treabă și eu vă promit că voi rămâne alături de administrația condusă de dumneavoastră și voi face tot ce stă în puterea și priceperea mea să vă ajut să terminați tot ceea ce v-ați propus în acest mandat. Vă mulțumesc și vă urez mult succes! Vreau să mai mulțumesc unor persoane, mi-a scăpat unor persoane care pe timpul campaniei a făcut foarte multe comentarii pe Facebook și niște comentarii, cum să spun, elocvente și cu bun simț și cu simțul măsurii. Mulțumesc foarte mult persoane care nu este astăzi, Ana Maria Vielu, care întotdeauna a făcut niște comentarii elocvente, bazate de bun simț și, și constructive. Mulțumesc, Ana Maria. Mulțumesc Simonei Pusra. Simona, mulțumesc frumos, te-ai luptat cu ei foarte mult pe minciunile lor. Adică, introducea un text, dar nu vine să-l transformi în text argumentativ. Adică, vii cu afirmații, demonstrează acea afirmație. Mulțumesc, Simona. Mulțumesc, Matei Gianina, de la Coman. Te-ai luptat pe Facebook cu toți care nu mi s-au părut corect ce făceau pe Facebook. Adică, toate minciunile care se transmiteau. Mulțumesc, Matei Gianina. Iar acum mulțumesc doamne Mirela Horvat, deci o femeie mai în vârstă, da? Și poate ar fi spus, domne, hai că Matei Gianina o înțelegem, dar o femeie în vârstă cu 3 copii sau 4 copii, doamne, 3 cu 4 copii, cu bun simț, a analizat că tot ce se spune pe Facebook nu este corect, nu este adevărat și nu are niciun fundament. Nu e un text care nu poate fi transformat în text argumentativ. Mulțumesc de asemenea doamnei Rusu Valentina, pentru că la un moment dat nu știam atât de bine că doamna știe atât de multă gramatică. Eu nu știu atât de multă gramatică, dar mi-a plăcut foarte mult când îi corecta gramatical. Mai multă matematică, dar mi-a plăcut când îi corecta din punct de vedere gramatical. Adică, domnilor consilieri, stimați cetățeni, dacă facem pe Facebook un text, ne gândim prima dată să facem acest text corect, gramatical și să venim cu afirmații astfel încât acel text să fie un text argumentativ. Venim cu afirmații care să fie demonstrate. Vă mulțumesc foarte mult. Părinte Marian, dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte. Da. Am să-mi dau masca jos, chiar dacă încalc o regulă. Mă dau la 5 metri dacă trebuie. Vă salut cu drag pe toți. Să încep în ordine așa cum este cuvincios și normal, sfințiile voastre, domnule deputat. Mă bucur să vă salut, nu v-am cunoscut sau nu vă cunoșteam, dar mă bucur că avem un deputat tânăr, n-am știut, și mă bucur că vine tineretul din spate. Domnule reprezentant al prefecturii și al prefectului Bacău, domnule primar, felicitări pentru noul mandat, domnilor consilieri, mă bucur să vă întâlnesc, n-am făcut parte niciodată din Consiliul Local și nici nu voi face parte, că nu este permis. Sper să mai fiu invitat din când în când, este prima dată când apar public. Salut autoritățile celelalte civile sau centrale, dacă mai sunt prezenți și alți oaspeți. Doamnă director, domnule Marian, dragi și stimați profesori, simplu și la obiect. Emoții avem cu toții, dar noi preoții cred că suntem un pic mai obișnuiți că aproape în fiecare duminică predicăm sau chiar în fiecare zi. Așa că lăsând emoțiile la o parte, vă salut cu drag pe toți, nu știu dacă am nominalizat pe toți și cuvincios sau în ordinea responsabilităților. Cuvântul unui preot într-o comunitate poate fi
întotdeauna spus spre unitate, indiferent de religie, cult, manifestare, opinii personale sau opinii politice. Nu-mi revine decât frumoasa datorie și bucuria în numele credincioșilor pe care îi păstoresc să vă spun felicitări, succes, felicitări pentru ce ați realizat, spor la muncă pentru ce mai aveți de făcut, pentru că sunt multe planuri care am văzut că sunt în desfășurare. Și numele credincioșilor pe care îi păstoresc, cred că pot să vă spun nu doar felicitări, ci și spor la muncă, pentru că mai sunt multe de realizat. Vă însoțim întotdeauna cu rugăciunea și prezența noastră și dacă mi este permis, pentru că n-am luat parte niciodată la o adunare de acest fel, atât de publică, și cu reprezentanți din toate categoriile sociale sau opiniile acestei comunități, fac și o provocare să-mi fie cu iertare dacă abuzez sau profit de această situație. Și anume, știu că din punct de vedere material se ocupă domnul primar împreună cu consilierii. Vă urez și dumneavoastră, dragi consilieri, succes, pentru că sunt și unii noi și tineri și mă bucur. Și v-am spus, indiferent de cum se manifestă opiniile politice, cred că trebuie să formați o unitate pentru binele tuturor, pentru că la sfârșit și noi, preoții, și dumneavoastră, autorități locale, lucrăm pentru binele unei comunități. Însă aș vrea să fac o provocare din punct de vedere, să-i spunem, cred că cultural. Eu am fost, chiar dacă vă uitați la mine, sunt mai tânăr ca mulți dintre dumneavoastră, sunt cam plimbat prin lume, în ghilimele spus, dar și în realitate. Și cel mai mult mi-a plăcut dintre toate țările Europei pe unde am fost, în Germania, unde am observat că fiecare land sau fiecare zonă și mai ales fiecare localitate are o reprezentare din punct de vedere cultural. Așa că profit de ocazie că sunt și domnii profesori și marea majoritate a, să-i spunem, elitei culturale a Comunei Sândreni, împreună cu domnul primar aici în frunte, nu i-am spus nimic, nu l-am anunțat, probabil este o surpriză, sper să nu se supere nimeni pe mine, fac o provocare și anume, cred că ar fi necesar, pe lângă realizările materiale, că avem cămin, că avem școală, teren, cămin la Coman sau alte astfel de instituții se construiește, am văzut acum și grădinița, cred că este necesar, dacă am putea avea și un drapel, în ghilimele spus, al comunei noastre, care să evidențieze câtuși de puțin ce facem, cine suntem, cu ce ne ocupăm, spre binele tuturor. Vă mulțumesc, vă felicit și vă doresc succes. Vă însoțesc, nu numai cu rugăciunea, ci și cu prezența noastră. Și mulțumesc, sper să nu se supere nimeni că am luat eu prima dată astăzi cuvântul. Eram departe, dar am făcut tot efortul și am ajuns. Pentru că e frumos să fim toți împreună. Și eu vă asigur, nu doar de prezență, ci și de munca mea pentru această comunitate. Mulțumesc, o zi bună! Mulțumesc, părinte! Când mă duc la părinte și vorbesc, mă îngălbenesc eu. Acum s-a îngălbenit părinte. Îi dau cuvântul părinte Bălan Octavian, care este un prieten de-al meu și întotdeauna a văzut lucrurile cu corectitudine și cu discernământ. Și pentru că e un prieten de-al meu. Bună ziua! Și felicitări pentru mandatul pe care l-ați câștigat, domnul primar. Bună ziua reprezentantului prefectului în zonă, bună ziua domnule deputat, bună ziua dumneavoastră tuturor. Mă bucur să mă aflu aici la invitația domnului primar. M-a sunat să mă invite și mi-a făcut plăcere să fiu prezent pentru că este un eveniment care face parte din viața comunității în care eu slujesc și comunitatea face parte din comuna Sânduleni. Vreau să mulțumesc domnului primar și Consiliului Local care a fost în mandatul trecut pentru tot ajutorul și sprijinul pe care l-am primit pentru comunitatea noastră ortodoxă de aici de la Verșești, pentru tot sprijinul financiar și material și uman pe care la inițiativa domnului primar Consiliul Local l-a aprobat. Am făcut niște lucruri frumoase, zic eu și spune și domn primar același lucru și cred că și consilierii cu Biserica Ortodoxă de la Verșești și nu numai cu Biserica. Lucruri frumoase pe care cred că ne dorim să le ducem mai departe, să le continuăm și să avem aceeași colaborare, așa cum a spus și părintele, împreună cu toți cetățenii Comunei Sânduleni, nu numai aici în comunitatea de la Verșești. Ne bucurăm că ați ales
să fiți aici prezent în mijlocul nostru la Verșești, chiar dacă suntem mai peste apă noi, dar sperăm să fim o comunitate care contează întotdeauna la numărul celor de la comună, de la întreaga comunitate a Comunei Sanduleni. Ce să vă spun? A spus și Părintele foarte multe lucruri și frumoase, Părintele Marian. Ne bucurăm să fim împreună. S-a gândit foarte frumos la această inițiativă cu steagul, cu reprezentarea, cu o stemă a comunității, a Comunei Sanduleni, și ne-a dat o provocare tuturor celor care putem și să aducem o îmbunătățire, să aducem o idee, să aducem ceva bun pentru această stemă, pentru această reprezentare. Încă o dată, domnul primar, felicitări pentru tot ceea ce ați făcut în cele două mandate pe care le-ați încheiat. Vă dorim și dumneavoastră și consilierilor felicitări pentru că ați fost ales și consilierii au fost aleși ca să pună umărul și ei aici cu dumneavoastră împreună la realizarea lucrurilor pentru comună. Să aveți succes, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să fiți sănătoși, să puteți duce la bun sfârșit munca pe care o preluați astăzi. Doamne ajută! Am lăsat renume la sfârșit pe Părintele Puiu. Părintele Puiu, să știți că aveți un copil minunat. Știți că mi-a căzut mie drag sufletului meu, nu intrăm în amănunte și la un moment dat toți știți că nu prea ne-am înțeles cu părintele din anumite principii. Acum ne înțelegem, suntem ok, suntem prieteni. Dar întotdeauna am spus așa, dom'le, aveți un copil minunat, mi-a intrat la suflet și acum este consilier. Părinte, sunteți vecinul meu, prietenul meu, vă rog frumos să ne spuneți câteva cuvinte. Să încep cu, deci nu le-am înțeles. Domnul primar prima dată o candidat de la PNL și de asta nu le-am înțeles. După ce a trecut la PSD, ne-am înțeles. Asta e cu o glumă. Nu de asta. În fin, e bine când înțelegem acum și vrem să mergem împreună, pentru că biserica, am înțeles pe internet, acum în campania aceasta, că biserica n-are nimica cu, nu știu, cu primăria, cu, nici eu n-am înțeles. Dar de câte ori s-a făcut câte ceva sau vrea să se anunțe ceva în comunitate, îmi pare că la biserică se duc toți și anunță, pentru că acolo duminica sunt oameni mai mulți și poți să audă mai multe persoane ceea ce vrei să transmiți. De aceea, așa cum spunea și domnul primar, în campania aceasta, fără să vreau, am fost și eu tras într-o campanie așa urâtă și fără să fiu vinovat, eu n-am candidat, ci feciorul meu, dar și eu am tras-o așa de toate, în fine, nu m-am supărat, că eu de atâția ani de preoții sunt învățat cu lucrurile astea, dar parcă nu-i frumos. Și n-am reproșat la nimeni niciodată și nici nu voi reproșa, mergem înainte, am așa o dragoste pentru toată lumea, pe toată lumea iubim, nu facem niciun fel de diferență, nimica. Mă gândesc că se poate face campanii și adevărate sau să se spună lucruri frumoase sau cutare, deci nu trebuie să denigrezi pe cineva numai de dragul de a câștiga sau de dragul de a arăta unele lucruri. Dar am trecut peste astea și domnul primar cred că a trecut și eu am trecut și vom trece și vom face o echipă, pentru că ca să faci ceva în comunitate frumos și să rămână de tine ceva, trebuie să ai sprijin. Și de aceea mulțumesc domnului primar că el ne-a sprijinit și comunitatea noastră ortodoxă, Biserica de la Sanduleni. Am făcut și noi lucruri și mai avem lucruri multe de făcut împreună, mai avem și noi multe planuri de viitor care am vrea să le facem. Și de aceea mă bucur și succes pentru că ați câștigat și acest mandat și sperăm ca să împreună cu ajutorul Dumnezeu să duceți și mandatul acesta până la sfârșit și ceea ce v-ați propus, lucruri frumoase, mai ales când am auzit de gaze,
mulți oameni nu își dau seama pentru gazul ăsta, dar se vede că pădurile încep cât mai să se taie mai puțin, lemnele, mai ales oamenii bătrâni, li procură mai greu. O centrală pe lemne sau chiar la un aragaz, ca să nu mai umbli cu o butelie în spate, e foarte minunat. Na, nu mai spunem de apă, de canalizare și de celelalte care le așteptăm și le dorim și să lucrează la ele. Deci tot ceea ce se face, se face pentru noi oameni și noi ne bucurăm ca și comuna noastră să ajungă și ea pe ca celelalte comuni care poate au luat-o înaintea noastră sau care sunt odată cu noi. Eu îți mai vorbăreț așa, dar vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-ați acordat, mulțumesc pentru cei care ați participat astăzi și eu eram antrenat în alte lucruri, dar pentru lucrul acesta am venit repede ca să vă felicit, domnul primar, și pe dumneavoastră și pe consilierii noi pe care îi aveți și pe ceilalți care au fost și cei au lucrat și v-ați înțeles cu ei și au făcut lucruri minunate. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să trăiți, să fiți sănătos. De ce am dat cuvântul la cei trei preoți? Citeam într-o dimineață pe Facebook și am văzut acolo un motto frumos. Că ești rege, că ești sclav, dar fără iubire și credință, viața e un păcat. Mulțumesc, Părinte, mulțumesc, Părinte, pentru că fără credință nu se poate nimic. Cine dintre dumneavoastră mai vrea să mai ia cuvântul? Vă doresc să luați cuvântul, dacă nu-i dau cuvântul domnului secretar. Dacă nu mai e nimeni să ia cuvântul, declarăm ședința închisă. Mulțumim de participare!